Bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal. Salutare băieți și fete, mă numesc Marusiancu, iar astăzi, fraților, facem un episod de gaming creepy foarte, foarte interesant, pentru că am găsit oficial cea mai creepy păpușă din lume, fraților. Nu știu dacă ați auzit de păpușa posedată Okiku, fraților. Chiar acum suntem în aplicația ei și care-i treaba? O să avem niște nivele de completat în timp ce Okiku asta ne urmărește. Are ochii negri, soarea noastră Okiku, foarte, foarte ciudat. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal, să ajungem, Doamne ajută, la 20.000 de abonați până când nu ne omoară Okiku și eu zic să-i dăm chiar acum start, frate, deși că asta e efectiv cea mai creepy păpușă din lume, boys, este o păpușă japoneză, eu n-am auzit până acum de păpușa Okiku, iar acum, frate, sunt lăsat în nu știu ce templu de ăsta de japonez și trebuie să găsesc o cheie, asta e primul meu obiectiv, să găsesc o cheie, ca după să ies păpușa asta din față, dacă nu, deci și că Okiku asta e o păpușă din care a fost furată de nu știu unde, știi, zici, și eu trebuie neapărat acum să o recupere sau care-i treaba și trebuie să găsesc cheia aici, iar eu, fraților, trebuie să găsesc cheia aici, voi, sper să fie totul bine, bă, deci trebuie, uite, dacă apăs tab o să văd ce iteme car, ok, fraților, ok, m-am stat că am ieșit și din joc, bun, acum sunt aici, uite, și avem chestia asta, opa, e ceva acolo, boys, e ceva acolo, mamă, ce e aia? E take. Aoleu, e un dăla! Bă, e o insectă sau ceva de genul. Oh, am găsit cheia. Numărul ăsta, băi, mamă, deci am și găsit cheia. Bă, deci eu sunt prea bun la jocurile astea, bă, vă zic sincer. Dar n-am ceva flashlight, gen să apăs să văd ceva, mamă, băiți. Deci momentan, o duce bine, am și găsit cheia. Instant, am găsit-o, bun, bravo, Marius, bravo, bravo ție. Hai să mergem aici, boys, open. Am folosit-o și am deschis ușa. Mamă, you can... Pot să mă ascund sub mese. Dar de ce să mă ascund sub mese? Frățior meu, de ce să mă ascund sub mese? Hide. Uite. Ia. Ce e ăsta? Mă, ăsta e ceva radio. Ok, pot să mă ascund sub mese, dar de ce m-aș ascunde sub mese, fraților? Action. Pot să mă ascund aici. Dar stați că eu nu înțeleg de ce îmi zice că pot să mă ascund aici. Nu vreau să mă ascund. De cine să mă ascund? Oh! Au, ce-i aia? Bă, ce-i aia? Ai păpușa Okiku? Da, nu cred. Asta a fost ceva... Activitate paranormală, zice asta. Trebuie să investighez situația și să găsesc mai multe informații despre Okiku asta. Bă, aici... Eu am și asta. Put away. Mă, asta te sorotesc, ia. Bă, toți au de ceva. Bă, băieți, bă, nu-mi place, bă, nu-mi place. Mă, ăsta și eu sau care-i treaba? Bun. Deci, cred că pot să ies undeva pe aici. Am nevoie de o cheie de la bar. Băieți? Bă. Bă, e păpușa acolo. Bă, să mă duc la ea sau ce să fac? Bă, bun, ia, ce sunt astea? Astea sunt niște poze, ia. Examinez pozele. Deci asta e o poză așa. Dar nu văd nicio păpușă. Ia, aici e un note la care iar nu scrie nimica. Păpușa încă e acolo, nu? Bă, băieți, să mă duc după păpușa aia. Deci eu trebuie să caut... Examinez. Mamă, asta iar e un de-asta. Bă, eu trebuie să caut o cheie. Deci trebuie să găsesc cheia aia ca să plec de aici. De ia să mă duc la păpușa asta, o să mă moare dacă mă duc la ea. Mamă, nou obiectiv. Trebuie să te joci hide and seek cu Okiku. Să mă joc fața scusea cu Okiku? Ia, o fică... Păi și cum fac chestia asta, mamă, băieți, mamă, de ochile. Uite, sunt foarte multe de-astea. Bă, dar care trebuie? Eu nu știu ce trebuie să fac. Ia, asta iar așa ceva, iar nimica nu scrie aici nimica. Asta iară e ceva, trebuie să mă joc față ascunsirea cu Okiku. Eu vreau să plec de aici. Hai să, băi, să ne mai uităm pe aici, prin spate. 100% o să găsim cheia, cum am găsit-o și data trecută. Ia, pe aici, pe undeva trebuie să fie. Nu, acolo sunt foarte mulți bani. Ia. Mamă, închide asta. Aoleu, s-a auzit iar ceva, bă. Aici trebuie să fie pe undeva pe aici cheia, boys. Pe undeva pe aici, ia, sau pe aici, ia. Să vedem dacă găsim cheia. Trebuie, boys, să fie pe undeva pe aici. Mamă, acolo ce-i? Sunt niște chestii ciudate. Aici e casa de marcat. Nu pot să deschid astea, am încercat. Ok. Vreau să... Mamă, iar a apărut păpușa. Ok, deci eu cred că trebuie să o găsesc pe păpușă și cred că ea o să-mi dea cheia. Fiți atenți, deci trebuie să găsesc păpușa. Unde se ascunde păpușa? Trebuie eu să mă joc în deschidere, adică să o găsesc eu, bănuiesc, nu? Deci oriunde s-ar ascunde, eu trebuie să o găsesc. Sau cel puțin... Mamă, ok, am deschis baia. Sunt la baie, ok. Nu e aici la baie sau ceva de genul? Bun, hai să vedem, boys, mai căutăm păpușa odată. Bă, dar ce apare asta? Uite, e ciudat rău de tot asta, boys. Unde se mai ascunde Okiku cu asta, fraților? Dar cred că o fi că am câștigat jocul, gen că am câștigat hide and seek-ul cu ea.
Bă, e ciudarul de tot. Iar apur, bă, da, apurut acum. Bă, da, eu nu știu dacă trebuie să mă duc la ea sau care-i treaba. Ia, examinez situația, mamă, deci trebuie să găsiți cheia aia. Dar tare mie că cheia aia nu o să mă ajute la absolut nimic. Say container. Bă, ok cu băi. Ia, aici, examinăm situația, ia. Rotește. Nu-i nimic înăuntru, bun, nu-i nimic înăuntru, fraților. Ia, da, pot să mă duc înapoi, uite, și înapoi pot să mă duc. Ca să găsesc cheia de la bar. Ia, fiți atent, sake bar hopa pe aici, cred că pot să iau. Ia, dacă o iau pe aici. Mamă, păi pot să mă duc pe acolo, bă, nu știu să mă duc. Aia, m-aș duce, ia, hai să mergem, mai. M-am ucit, dar tot, mă lasă-mă în pace, sper să nu mor sau ceva, nici nu. Da, poate găsi ceva interesant pe aici. A, ba nu, aici se oprește totul, ia. Bă, s-a auzit ceva, parcă mașina. Bă, s-a auzit ceva cu mașina. Parcă e ceva legat de mașină. O fi că a venit o Kiko pe aici, dar cred că aia stă numai înăuntru, boys. N-are ce să facă dacă stă afară. Și după cum vedeți, eu n-am nicio daia. Ia, ce-i asta? Asta e iar o ușă. Eu n-am niciun flashlight sau ceva de genul. Adică trebuie efectiv să ajung la locul unde sunt ele luminate de dinainte. Motorul ăsta nu l-am văzut până acum, fraților. Mama, asta, boys. Bă, ia să vedem dacă mai găsim o dată pe Kiko. Deci, fraților, eu tare am impresia, ia. Opa, pe aici. Cred că trebuie să ajung cumva pe aici. Cum ajung aici? A, cred că este o ușă, nu? Pot să intru aici sau care-i treaba? Asta e altă parte, cred că intru fix. Mamă, nici abia te-am văzut-o. Hopa, pe aici, ba nu. Bă, sau aici trebuie să fie undeva, mamă. Deci trebuie să fie pe aici, pe undeva, cheia aia, fraților. Dar nu cred că am nevoie de cheie totodată, mă. Bă, fraților, i-am uitat ceva, băieți. Uitați-vă, aici avem o de-asta. Trebuie să o examinăm și să vedem ce scrie. Dar cum îmi dau ea? E, read. Hopa, 10 reguli în restaurantele japoneze. N-am nevoie cu shoes. Mamă, uitați-vă, fraților, aici. A, deci astea sunt regulile de la ăsta. Bă, sper că nu cumva, fără să știu, ați văzut că nu m-am uitat înainte la chestiile astea, să nu cumva să fi încălcat vreo regulă. Care-i treaba, boys? Bă, n-aș fără de tot. Deci n-am voie să fac anumite chestii pe ăsta. Ok, deci înseamnă, fiți atenți, înseamnă că pe astea, uitați-vă. Uite, pot să dau read. A picture of housewife helping in the restaurant to serve customers. Deci asta e alu Huafu. Deci asta e Haku și asta e nevastă sau. Ok, ia să vedem asta, să o examinăm și o să o citim. Aici ia Okiku. Mama, asta e povestea lui Okiku, cum a fost ea cumpărată, după a fost furată de acolo. Ok. Asta e o picture, deci ceva cu pește. Asta e a doua pagina lui Okiku. Și asta e o poză din aluhacul ăsta care are barul și nevastă sa în Japonia. Bă, dar asta tot vine lângă mine, băieți. Mamă, bă, uitați-vă, deci cred că trebuie să mă duc după ea într-un fel, ia. Ia, cred că o să... Mamă, uitați-vă la ea. Ia, cred că o să mă conduc. Uitați-vă, tot mă duce în partea aia. Deci tot mă duce în partea asta. Cred, mamă, sper să nu cumva să facă vreo prostie sau ceva de genul, știi ce zic? Adică trebuie să mă joc hide and seek, dar trebuie... Ar trebui undeva să aștept să se pună într-un loc anume. Sau care trebuie, uite-ți-vă, ea tot mă duce pe aici. Eu tot o văd, te-am găsit, mă, și de data asta. Trebuie să o găsesc, boys. Asta e ideea, trebuie să o găsesc de foarte, foarte multe ore. Așa cred că o să completez challenge-ul ăsta sau care treaba. Trebuie să o găsesc, mă. Okiku s-a enervat. Aoleu! Băi, lasă-mă în pace, mamă. Trebuie să opresc calea. Bă, vine după mine, lasă-mă în pace. S-a dus totul. Bă, s-a enervat Okiku la mine, fraților, mamă, trebuie să fun neapărat. Dai, pe aici iau. Trebuie să iau pe aici. Uite, acolo e ceva, uite, aici sunt lumini încă. Bă, ce s-a enervat asta pe mine, mamă. N-am văzut asta, pornește luminile. Gata, nu? S-a pornit. Am rezolvat, nu? Bă, s-a oprit, nu? Am rezolvat, fraților. Aoleu! Ce aia, băi? Băi! Mama, a plecat. Băi, eu zic că am rezolvat, nu? Ar trebui să fie rezolvat, fraților. Bă! Aoleu! Uite pe Okiku asta! Investighet iarum se avoid Okiku. Trebuie să investighez camerele de ceai. Uite, pe aici trebuie să mă duc. Mamă, ți se investighez astea. Dar care-i treaba aici? Mamă! Bă, ăsta era înainte? Bă, ăsta era aici înainte? Aoleu, băi! Bă, de ce e gigantică? Mamă, lasă-mă! Să lasă-mă, mamă, pe ce fac? Cum scap de asta? S-a închis asta, nu, să mor, nu, lasă-mă!
Bă, cum este aici? Aoleu, băi, ce aia? Bă, ce se întâmplă? Bă, lasă-mă în pace, mă, trebuie să iau ceva aici, să dau un cap. Examinez asta, ce să examinez, mă, lasă-mă, dau, să iau foc. Ia, ba nu, am ok, bă, lasă-mă, m-a blocat, ba nu. Ce asta? Examinez. Deschide. Old sake chest. Bă, lasă-mă să ies de aici, cum ies de aici, fraților? Nu, efectiv, nu pot să ies. Mamă, ce fac cu asta? Băia. Aoleu, ia uite iară pe ăsta, băi. Apară ăștia. Mamă, și asta. Bă, toți. Bă, câte d-astea sunt, bă? De ce se mișcă toți? Bă, ce se întâmplă cu ăștia? De ce se mișcă toți, fraților? Pe bune acum. Mamă, se mișcă și ăsta greu. Bă, lasă-mă. Mamă, iar aici. Lasă-mă să ies, sora mea. Bă, nu mai saltă camerele astea, de ce ai? Aici la baie, mamă, aici la baie. Bă, asta vine, tot vine după mine, fraților, și se merge și jocul nașpa. Bă, băieți, bă, parcă țipă cineva în spatele meu, dar nu găsesc unde. Deci eu, cred că trebuie să ies afară și să mă duc să văd care-i treaba, nu? Bă, lasă-mă în pace, mă. Mă țipă cineva pe aici, de undeva pe aici, mamă, uite. Aia n-are voie să iasă de acolo. Deci, băieți, cred că e cineva undeva pe aici. Mamă, acolo e reptila aia, lasă-o în pace. Băi, cineva pe aici, a țipat cineva, tu țipă ceva, cred că trebuie să... Lasă-mă în pace, sora mea. Cred că aici, uite, trebuie să ajut pe cineva, mamă, ăsta e aici lângă mine, bă. Mamă, băieți. Păi și cum scap eu de astea, frate? Deci chiar nu știu ce să fac. Cum scap eu de astea? Bă, lasă-mă în pace, mă, urâtule. Tu? Trebuie să scap pe cineva. Pune dintre ăștia, m-a blocat aici, fraților, m-a prins la coș, nu mai am ce să fac. Păpușa Okiku, mamă, lasă-mă în pace, nu mai am ce să fac. M-a blocat, fraților, încerc să sar, dar nu merge, s-a oprit. Fraților, ăsta a fost episodul cu Okiku. Bă, deci super ciudat, am văzut că acum la final m-a blocat, a fost și prostia mea să mă duc acolo, într-adevăr m-au prins să ia doi la colț, însă chiar a fost ceva super, super ciudat, deci păpuc și ăsta Okiku, dacă o vezi, îți ia foc casă sau care-i treaba, ok băieți, ăsta a fost un episod super ciudat și creepy, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Marusian cu și ne vedem curând cu episoade noi, sperăm că nu cu păpuși posedate, pa, pa!